Bine v-am găsit, dragilor, cu unboxing-ul ROG Strixcary, mouse-ul celor de la Asus, mouse de gaming dedicat. Ce mi-a plăcut foarte mult la acest mouse este faptul că poate fi folosit atât pe modul Bluetooth, fără să folosești receiver-ul, cât și pe modul wireless. Aici avem niște cărticele, un quick start guide, nu o să le folosesc. Avem baterii, super tare că ne includ baterii. Avem aici un semn de unde să deschidem cutia. Accessory inside. Hei, dar ce avem aici? Avem două switch-uri de schimb, două switch-uri OM-ROM și o gheară cu logo-ul Republic of Gamers, după cum se vede. Super tare! Ce mai avem? Un logo, un sticker de pus pe ce vreți voi, din metal. Asta e super tare. So, ce frumos se aseamănă cu placa mea de bază. Iar în cutie, vine într-o husă, într-un carry bag. Ce tare, îl cheamă ROG Strixcary și vine într-un carry bag. Ha, hai să vedem ce ascunde asta micul la interior. Perfect, o scoatem frumos din țiplă. Din carry bag și uite-l pe pitic. Hei, micuțule! Frumos, vine cu protecție pe spate. Hai să vedem de unde se deschide. Mi-a dat un pic cu virgulă. Avem acolo o mică cătare. Ridicăm de ea și aici vedem că putem pune două baterii, două acumulatoare, de exemplu AA, ceea ce aș recomanda. Iar punerea capacului la loc e un pic mai dificilă. Dar nimic ce nu se poate rezolva dacă acordăm un pic de timp și înțelegem mecanica. Așa că haide să-i mai dăm o șansă să-l deschidem. Să vedem ce avem înăuntru. După cum vedeți, aveți aici receiver-ul, da, pentru calculator, cel de 2,4 GHz. Voi folosi două baterii, doi acumulatori Duracell. Vedem că prima din dreapta se pune cu plusul în jos și cu minusul în spate, iar cea de-a doua cu plusul în sus și minusul jos. Plusul în sus. Perfect. Am scos din nou adaptorul, am pus capacul destul de ușor, scoatem țipla, îl conectăm la PC, după care dăm frumos de butonul de 2,4, se aprinde o luminiță verde, în cazul Bluetooth se va prinde una albastră și îi dăm bătaie. Bine v-am găsit, dragilor! Acum continuăm review-ul și unboxing-ul prin a vă prezenta, în primul rând, cum arată ele, cum să că sunt conectate la calculator, prin a vă prezenta software-ul lor, deoarece vin cu software dedicat. Asus vine cu Armory, Armory 2 sau Armory Crate-ul cel nou, depinde în genera voastră, eu folosesc acum Armory Crate, dar am văzut că are unele bug-uri cu produsele mai vechi, între ghilimele. Și softul proprietar de la Redragon pentru 586 Brahma Pro. După cum ziceam, tastatura este super ok. Este clicky, ceea ce îmi place. LED-urile sunt și ele super, super, super drăguțe, mai ales seara, se văd excelent. Mouse-ul nu are RGB, deși mi-ar fi plăcut să aibă un LED micuț aici. Zic că n-ar fi mâncat așa de mult baterie, mai ales că eu folosesc niște baterii reîncărcabile. Îl folosim pe switch-ul de 2,4 GHz, avem în mijloc Bluetooth și foaia normal oprit. Așa, să trecem frumos la partea de software. Așa. Hai să pornim să vedem care dintre ecrane, o să le folosim ca main. O să-i dau pe cel principal. O să-i dau aici un fit to screen, eu am 2K și filmez în 1080. Deși ar fi ideea să mă pot să filmez și în 2K. Acesta este softul. Aici avem softul pentru tastatura Redragon. Și aici, după cum vedeți în colț la ecran, am pus o fereastră care ne ajută să monitorizăm răspunsul, cât de responsive sunt aceste device-uri.
De exemplu, se vede clar că răspund foarte rapid, clicurile la fel, lateralele, așa. Să trecem la tastatură. Avem profilele, dacă selectăm o tastă, de exemplu, să opresc eu like-ul. Dacă selectez o tastă, putem acționa asupra ei ca single key și să setăm, nu știu, pentru F9, de exemplu, să pun G, să-mi scrie G în loc de F9. Sau putem alege să facem macro pentru cei care joacă Line sau World of Warcraft, să facă acțiuni repetitive. Switch target, switch target, chestii basic, să cineva programat să joace singur shooter, da. De ce nu, shooter de miliarde poate. Și avem funcția de multimedia unde putem alege ce să facă tasta mai exact. Play, pauză, stop, previous track, next track. Cam atât cu partea de macro și de profile, nu avem foarte multe opțiuni aici. Avem partea de lightning, cum vă ziceam. Eu am ales Fast and Furious și am ales o luminozitate, bine, acum este pe maxim, dar de obicei stau prea pe mediu sau pe 30-40%. Se pare că sunt destul de luminoase în întuneric. Aici avem mai multe profile, Cloudfly, dar normal că trebuie să mă caute cineva morții lui de telefon mereu când am treabă. Așa, trebuie să-l dau pe site. Și avem aici, cum spuneam, mai multe profile. Avem Cloudfly, avem Winding Paths, avem The Trial of Light. În funcție de asta se schimbă modul în care tastatura este iluminată. Aici avem Cloudfly, dar putem selecta și de la dreapta spre stânga și de la stânga spre dreapta. Dar eu am ales Fast and Furious, ce mi se pare mult mai drăguț. Acum să trecem la mouse. Pentru Rogue Armory Crate avem Strix Carry aici. Vedem dacă dorește să ne-l încarce. Bă, device error. Of course se putea. A, mai am eu ceva bază în bar aici, în bază. Perfect. Așa, avem butoanele. Standard, putem selecta aici la fel ca la tastatură ce funcție să folosească, ori multimedia, ori să facem un macro. La performance avem 1000 de Hz, rata de proaspătare. Butonul responsive, avem 12 milisecunde și avem 1 milisecundă pe mișcare. Butoanele răspund cu câte 12 milisecunde, mișcarea lui, de exemplu cum dăm stânga-dreapta sau sus-jos sau colțuri, avem 1 milisecundă. Angle snapping nu folosesc, DPI folosesc 1200 standard și 800 la precizie. Calibrarea, eu am Strix Edge, care se vede bine că e aici, dar am avut niște probleme și n-am putut să-i setez. Îmi dă o eroare. Vedem dacă ne mai dă eroarea. M-aș bucura să nu ne mai dă eroare. Da, a sus big up pentru software, sunt cele mai tari software. E bine să-mi dau foc la calculator pentru tine să instale software-urile astea. Efectiv totul e buguit. Efectiv nimic nu funcționează cum trebuie. Deci, Asus fac produse excelente. Dar software-urile se pot crede niște maimuțe, clar. Vor avea niște maimuțe, nu că aș fi eu mai bun programator, nici n-am treabă cu domeniul ăsta, dar totuși, adică e pornind de o companie mare care se respectă. Sunt destul de multe probleme cu software. O să închid armory-ul ăsta normal, o să deschid armory crate-ul. Văd că aici mă las. Avem aici calibration, eu am ales Strix Edge, deoarece Strix Edge am. Îi dăm save. La power am ales, după un minut să intre în power saving și aici ne arată și bateria. Cât avem rămas, ce capacitate rămas avem, 50%. Deci, acum să zicem că își mai avea vreo săptămână, două, trei chiar, poate chiar mai mult. Eu nu știu ce să zic. Nu l-am de foarte mult timp, așa că din spusele producătorului ar trebui să te țină 500 de ore plus. Ok. Ați văzut softurile, să trecem la joacă.
Careless we could be, and how careless.
ready. I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, then I stop this. Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm droppin', chronic. I think I'm motherfuckin' lost it. Making back, better facts. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a back. Don't react, don't react. Think I'm black off his ass. While I'm rap, cause it's death. Throwin' jabs, give a crap. We're advanced, I'm the best. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I deprive. Yes, and I'm that I'm right. On a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chosen.